așteptările pentru găsirea comisarului șef Tomiță Lazar, șeful Serviciului pentru Acțiuni Speciale din cadrul IPJ Vrancea, s-au desfășurat pe parcursul întregii zile și la Galați, pe râul Siret. La solicitarea colegilor din Vrancea, începând de astăzi, 22 iulie, ora 8, Inspectoratul pentru Situații de Urgență Galați execută misiuni de monitorizare, căutare, salvare pe râul Siret, pe segmentul Lungoci, gurile de vărsare a Dunării, cu un echipaj cu barcă pneumatică din cadrul detașamentului de pompieri Galați. Șeful Serviciului pentru Acțiuni Speciale din cadrul IPJ Vrancea, comisar șef Tomiță Lazar, a dispărut duminică în apele Siretului în zona balastierei de la Biliești. Acesta își petrecea după amiaza cu familia. La un moment dat, polițistul și una dintre fiice cu care se afla în apă au fost luați de curenții puternici. Acesta a reușit să își salveze fiica, însă el a fost luat de ape. De atunci, pompierii vrânceni l-au căutat pe comisarul șef zi și noapte. Deoarece apa este adâncă și curenții puternici și periculoși, trupul polițistului nu a fost încă găsit. Comisarul șef Tomiță Lazar a fost unul dintre cei mai apreciați polițiști din IPJ Vrancea. De-a lungul carierei sale a participat, pe lângă activitățile specifice muncii de polițist, la numeroase competiții sportive, de unde mereu s-a întors cu diplome și medalii.